Iată-ne la finalul partidei pe care Mușelul Câmpulung a disputat-o pe terenul din Dragoslavele, casa echipei Sola Grația. Partidă pe care Mușelul Câmpulung a jucat-o evident amicală cu FC Dinamo București. La pauză a fost 0-0, iar mușelenii au avut o bună oportunitate prin Ene. După pauză, bucureștenii au reușit să se impună, fiind și o echipă dintr-un eșalon superior, reușind să câștige cu 3-0. Golurile au fost marcate de Pop, de Bani și de Florescu. Da. Aici este unul dintre oamenii care este aproape de Dinamo și am venit pentru el. Are aici o echipă, ne-a ajutat foarte mult în lunile astea care au trecut și a zis să ne răsplătim sprijinul. E util un astfel de antrenament? Da, a fost, pentru că l-am considerat ca un antrenament. Ieri am avut antrenament, alaltă era antrenament. Nu ne-a interesat foarte mult rezultatul, ne-a interesat foarte mult să ne atingem parametrii fizici în primul rând, dar cred că a fost una peste alta, cred că a fost un antrenament bun. Important este că nu ne-am accidentat, suntem încă într-o perioadă de pregătire, o să avem săptămâna asta, după cum știți, o să mai avem încă două meciuri și ușor, ușor trebuie să ajungem la formă maximă pentru prima etapă. Cum ați rezistat frigul? Destul de greu. Dar, mă rog, astea sunt condițiile. Mai bine aici la frig decât să fim undeva în Turcia. Din păcate ați văzut ce s-a întâmplat acolo. A fost un antrenament util? Eu zic că da. Vreau să mulțumesc în primul rând băieților. Au răspuns atât la antrenament cât și la un joc foarte bun, mai ales în prima repriză. Eu zic că ne-am ridicat la așteptările noastre și poate la mai puțin așteptărilor celorlalți. Eu zic că am făcut un joc extraordinar de bun, mai ales în prima repriză, ținând cont că sunt o echipă de Liga a doua și au ștate vechi și prin Liga întâi, așa că n-avem decât să ne pregătim în continuare și să începem campionatul cât mai bine. Pentru știrile Mușel TV, Bogdan Burhan și Sorin Olțavanu.